Doamnelor și domnilor, aplauză pentru marele inventator al țării, Alexandru Țiproc! Nu! Da! Nu există! Dacă cineva nu mă cunoaște, greșește dacă crede că eu sunt doctorul Mabuse. Asta să fie clar în seara asta. Toată lumea vă cunoaște. Mai ales eu, care sunt fiert în momentul ăsta. Asta este... este plăcerea mea vinovată. Inventatorii. Deci eu când văd inventator, sunt zăbăie și mai ales Țiproc, care este regele lor. Maestre! Vă puteți pregăti 3 tronuri. Când seara asta, veți afla cum se poate salva întreaga planetă. Prin această inovație... Așa. Vom ajunge la concluzia că, într-adevăr, există salvare atât a planetei, a poluării, aerul curat... Salvați poluarea! Salvarea poluării! Și aici scrie regele invențiilor, dar l-am făcut vedere din avion. Sunteți zeul invențiilor, nu regele. Vreau să spun că m-a bucurat foarte tare reîntoarcerea sa la noi în emisiune. El are un simț practic foarte dezvoltat și dă dovadă de un suflet gigantic, îndreptându-și gândurile către umanitate. Mergem pe stânga, da? Deci... Nu, dacă merge, merge semnalizarea. Extraordinar. O să vă râdeți foarte frumos. Nu râdem, geamantan cu semnalizare. El este, prin definiție, un pilon al fundației noastre spirituale și consider că noi trebuie să punem acum umărul... Mai râdem. Oamenii politici nu mă bagă în seamă. Îi salvăm și pe ei? Și eu, pe mine m-a scos, adică prin indiferență m-a scos pe ușă. Dar eu, prin ai umor, intru pe fereastră... Extraordinar! Noi suntem fereastra umorului. Nu a umorului, a salvării planetei, măi! În acest iad al tristeții numit Planeta Pământ. Brevete de invenții semnate ai umor. Hai să fac. Salvați poluarea. Vrem să salvăm tot. Orașele, tot, oamenii, poluarea. Salvați poluarea, salvați peturile de plastic. Păi cine ne salvează? Acum am fost serios vorbit. Și dacă oamenii serioși nu ne înțeleg, măcar dumneavoastră de eu la ai serios. Umor să mă înțelege. Vreau să vă fiu vasal. Am înțeles întrebare, vă rog. Nu era o întrebare, era o afirmație. Vreau să vă fiu vasal. Dacă dumneavoastră sunteți deci regele... Să-mi fiți mie vasal. Bineînțeles. Vă trimit un mesaj telepatic, sunteți angajatul meu. Ascult. Uitați, am făcut portbagajul. Aveți nevoie de un asistent? Păi da, dar practic n-ați făcut decât portbagajul ăsta. O să-mi vă râdeți de mine, da? Iar îmi pare bine. Eu nu râd. Pentru mine sunteți Galilei. Eu știu că nu vă râdeți, întotdeauna am văzut că ați fost da, serios. Serios, eu ascult. Băi, nu mai râd, nu credeți, de nebunesc. Să nu credeți, serios, să nu credeți că aici nu este umor. Este și aici umor. N-aș zice. Așa. Mi-ar trebui doi băieți să aducă mie un cearșaf. Îi aleg eu? Ca să-mi facă zid. Avem să... băieți, avem cearșaf? Am eu în bagajele mele. Cearșaf sau băieți? Un fel de cearșaf. Cine vrea? Ca cine vrea? Fac... Era așa ca un miel tăiat. Oare ăsta, mă, domnul cu... Așa? Deci eu... Vrei și tu? Hai și răspunde la mă moare! Hai, mă, că mă sperii, termin. Și eu m-a speriat la un moment. Da. Pentru că răcnea... Așa? Doamne! Dar, fiindcă sunt unul foarte sensibil, îmi trebuie și o blondă ca să pot face ceea ce... Avem și blondă? Nu, doamnă, că ați mai fost. Doamnă! No, lăsați... Doamnă! Să o conducă cineva? Doamnă, ați mai fost? Am râs până când am obosit. Deci în momentul ăsta sunt mega obosit, dar de râs. Mă, deci mă doare burta, efectiv. Că am râs involuntar, că am râs, că a fost genul ăsta de umor. Bă, s-a râs? Mă, s-a râs rău, s-a râs mai mult ca... Nu știu la cine s-a mai râs așa. Bă, cu lacrimi. Așa, doamnă. Ia uite, a venit și blondă. Oh. Sărut mâinile. Alexandru, îmi ziceți și mă bucur foarte mult. Alexandru, îmi ziceți. Ia. Nu știu dacă o să vă convină dumneavoastră, dacă acum o să imităm cum a face sex. În porbagaj. Doamna a mai participat odată. Se pare că are o chemare. Dar mai știi la ce moment a fost doamna? La ăia doi. Cu cagulele. La ăia. Așa. La ăia. Eram sigură. Nu e problema dacă nu vedeți că se rezolvă. Doamna, avem acceptul?
Doamna nu prea vede. Nu vede, mă! Și-a uitat ochelarii, doamna. Un vis. Uh-huh. Perfect, doamna, pentru așa ceva. Mi-e frică de doamna că o să mă strâng în brațe și eu... Seriozitate, domnul Ciproc, lăsați sexul că nu e pentru toată lumea. Da, doamna se bagă, adică nu are nicio problemă. N-are treabă, mă. Da, da. Aici ascultați-mă, da. Ca să nu ne vadă lumea, ne trebuie un perete undeva. Noi avem un portbagaj de cât și ne putem ascunde în oraș, în orice loc. Și atunci... Nu, Ciproc, aș vrea să vă întreb ceva, doar așa, să e o curiozitate personală. Chestia asta cu ce se întâmplă acum cu cearceapul și cu doamna. Are legătură cu planeta noastră? Păi dar nu, dar face parte din invenție? Da, asta. Sau pur și simplu profitați noastră să... Aici e vorba, ca să nu vadă lumea, ne trebuie o perete undeva, în oraș, într-un colț, după o tufă, după cine ce știe. Ce să nu vadă? Și acum, ce vreau să zic, ca să nu ne vadă lumea, publicul, să nu ne vedeți nici dumneavoastră, facem o întorsă, ne ascundem după peretele. Vedeți că n-ați semnalizat. Acum mergem fără semnalizare, ca să nu lungi vorba, că avem foarte multe importante de vorbit. Da. Uitați! Stai că-ți calci partenera! Acum ridicăm capota. Așa. Avem aici un cearșaf. Dacă vreau să-l astup. Păi mai avem un cearșaf. Doamna, trebuie să fac acum, să se aplece. Aici. Aia nu-i invenție. Acolo. Și eu sunt acum liber să dau din picioare cum vreau eu. Atât au fost. Cade ala în cap! Hop! Credeam că avem parte de o dispariție. Scuip, dracu, care-i invenție? Domnul Ciproc apare pe scenă cu un ecoport bagaj matrimonial decuplabil. Acest obiect nou în istoria umanității trebuie să ne scape de poluare. Să recapitulăm puțin. Deci dragostea salvează planeta. Ei mai trebuie să mai stea cu cearceapul sau să... Ca să vă mulțumesc frumos pentru... Doamnă, cearceapul. V-ați mulțumit cu puțin. Eu cred că trebuia să mai stați. Apoi s-a strâns cearceapul, a plecat doamna, a plecat băieții și eu tot încercam să aflu și să-mi explice care e scopul acestei mașinării, pentru ce a fost inventată, ce face exact, n-am înțeles care e utilitatea ei. N-am înțeles ce face. Atâta de frumoase sunt fetele și în ceruri. Eu am văzut. Wow! Wow! Curs o bală. De aici e din planetară. Pariu. Că ce? Pe tine, că pe tine te desenează. Asta ceea ce gândiți dumneavoastră, chiar nimic nu seamănă. Stai jos! Nu vorbesc, că chiar ziceți numai prostii. Când nu există bagaj, nu există portbagaj. Am înțeles? Eu cred că domnul Ciproc nu greșește. Deci să ai portbagaj când n-ai bagaj. Mulțumesc că ați înțeles. Extraordinar! Vivat! Bravo! Ura! Navă! În sfârșit am fost imortalizat. Breaking Bad, direct. Este campioană... Bă, cum se spune, mă? Kvitruplu campion? Kvitruplu. Este, de fapt... O cvadruplă campioană. Cvadruplă. Vintuplă era. Vă mulțumesc. Deci sunt emoționat. Înainte de pauză, l-am primit pe scenă pe domnul Ciproc cu ultima lui invenție, portbagajul. Merge semnalizarea. El a explicat, noi n-am înțeles. După care iar a explicat, noi iar n-am înțeles. Dar nici nu pleacă de aici până nu ne prindem care-i treaba. Eu am vrut să vin la București. Ați venit. Și, adică m-am pregătit să vin cu așa și am avut multe bagaje. Și atunci, când am văzut că am prea multe bagaje, cum să merg cu trenul? Eu nu vreau să viu cu mașina ca să tot depășesc. Nu, vin cu portbagajul, mie restul. Mașina este format din trei părți. Am înțeles, mă! Motorul, caroseria, unde stă omul și portbagajul. Mie numai portbagajul, restul nu-mi trebuie. Când vrei să faci dragoste, ai treabă doar cu portbagajul. Și așa salvăm planeta. Că nouă nu ne mai trebuie și motor și să mai mergem. Hap, ridici portbagajul, faci dragoste, ai salvat planeta. N-ai înțeles, mă? Nu. Hai. Nu-mi trebuie. Cauciucul nu-mi trebuie nimic. Vin cu portbagajul. Da, vin cu trenul, mur cu portbagajul.
Gata, m-am înțeles. Dat jos și am fost amăgit că poporul nu m-a așteptat măcar cu o singură mașină electrică. L-am trimis pe domnul Tesla să vă aștepte... Ascultați-mă, nu sunt eu regele țării. Pe din zeul, 2004. Zeul invențiilor. Stați un pic, acum este adevărul ăla. Uitați, vă rog să mă ascultați, că asta e o inovație planetară. Deci, n-am avut la ce să cuplez. Asta ce înseamnă? Trebuie fabricat mașini fără portbagaj electrice pentru București. Trebuie calculate câte mașini sunt la o anumită oră ca în oraș. Sunt 50.000, 100.000 care sunt în mișcare. Care sunt în mișcare. Atâtea mașini trebuie construite de bucureșteni, nepoluant, de 150-200 de kilograme mașina, care va fi administrat de Primăria Capitalei. Fiecare se coboară din bloc, cu portbagaj, cu lifturi speciale, numai clodiri din astea din secolul XVI, și va merge la mașină în fața blocului, va cupla acolo și cu un card sau ceva din ăsta, cum să plătește la metrou, și mergi unde dorești cu prețul benzinei. Ce am înțeles de bără? Facem 300.000 de mașini electrice, primăria le face, care nu au portbagaj. Înțelegi? Și în momentul ăla, după ce le face fără portbagaj, primăria zice, dar nu avem portbagaje la mașinile astea. Și aici vine domnul Țiproc și zice, produc eu. Deci, practic, invenția este în felul următor. Nemai folosind mașini, ca să ne folosim de portbagaj, folosim doar asta și cu ea mergem până la gară, urcăm în tren. Vorbiți aiurea. Întrebarea mea este, noastră ați auzit The Troller? De cine? The Troller. Valiza Păroți. Nu vorbiți, că chiar nu are niciun înțeles. Lăsați să înțelegem aici în 10 minute ceea ce... Stai jos! Nu vorbesc, că chiar ziceți numai prostii. Ascultați-mă 10 minute ca să înțelegem. Stai jos! Troller! Cine e ăsta, mă? Nu, dar ce mi s-a părut mie ieși din comun este reacția pe care a avut-o domnul Țiproc când a văzut Troller. Uite, domnul Țiproc. Acesta este un troller. Lăsați-mă că nu e aia. Asta ceea ce gândiți dumneavoastră, chiar nimic nu seamănă. Bă, zici că l-a văzut pe dracu. Zici că l-a văzut trollerul ăla. Pe cas cu prostii, lasă-te-te. Ceea ce gândiți dumneavoastră că aia e ceva, aia nu e nimic. Alea sunt prostii, lăsați-mă. Mihai Bendeac a încercat să ne semnaleze o fraudă inexistentă. A urcat pe scenă cu un troller, un obiect pe care și eu nu l-am mai văzut în viața mea, și a încercat să combată activ creația marelui maestru Țiproc. Nu înțeleg, habar n-aveți ce vreau să vă spun. Nu se poate scrie, nu, pentru că nu are semnalizare. Nu are prostie. Nu mă lăs scrie la rar, patrona. Ascultați-mă, nu vorbiți. Dar ce are? E copilărie, lăsați, nu. Asta e o inovație ce a prezint eu, ceea ce credeți dumneavoastră. Dar seamănă cu ăsta. Deci, băi, geniul acestui om nu poate fi atins cu un ghiozdan cu roți. Mă lăsați să termin. Da, vă întreb, ați spus semnalizare la troller asta, nu? Nu este, asta nu e aia. Nu putem face o comparație obiectivă între invenția domnului Țiproc și geanta aia pătrată. Păi da, eu vreau să întreb altceva. De ce avea acest portbagaj semnalizat? Pentru că l-a așezat mașină. Păi da, dar atunci nu este portbagaj, ci este remorcă. O remorcă? Ce crezi? S-a inventat? Haideți să o luăm de la început. Ce? Nu trebuie de la început. Ați înțeles, fiul din Satul Mare, la București, da? Când am ieșit în gară, o mașină parcată electrică a primăriei și eu știu că mașina e liberă. Merg cu portbagajul. A, să cumplez la mașină. Portbagajul. Da, sigur, are niște roți mai mici sau nu știu ce. Dar de ce n-au mașinile alea portbagaj? Asta nu înțeleg. Pentru că vine omul cu portbagajul lui și îl cuplează la mașină. Iată că am înțeles. Eu nu mai viu cu mașina în București. Vă mulțumesc. Extraordinar. Dar veniți cu trollerul și îl puneți în portbagajul mașinii electrice. Nu. Sunt eu nebun? Nu, pentru că ocupă spațiu. Hă? Ascultați-mă pe mine. Ce spațiu? Când nu există bagaj, nu există portbagaj. Am înțeles? Bă, mă descurc. Așa e. Auziți? Băi, asta trebuie să scriu undeva. Când nu există bagaj, nu există portbagaj. S-ar putea să mă vă amuzați, dar eu cred că domnul Țiproc nu greșește. De ce să ai portbagaj când n-ai bagaj? Mă gândesc cât poluează un portbagaj de mașină. Are o greutate. Motorul este supra-solicitat dacă tot timpul cari un portbagaj după tine și n-ai nevoie de portbagaj în ziua aia. De ce să cari un portbagaj tot timpul? Lasă-l acasă dacă n-ai nevoie de cărat. Păi da, intrăm în altă problemă. Unde dracu să avem locuri de parcare pentru portbagaje? Sunt 2 milioane de portbagaje. Ce e atât de greu să mergi cu portbagajul la tine
Și când vezi o mașină liberă, ai lipi la mașină și ai mașina personală. Dar nu-i mașina personală, bă! Dă-te mai por bagajul, mă, tu îți dai seama dacă la într-o corporație unde lucrează 3000 de oameni, fiecare ajunge la serviciu cu porbagajul lui, dar nu mai e loc să te învârtești de porbagaje. Asta e porbagajul nostru! Uite porbagajul nostru, de exemplu! Mulțumesc că ați înțeles! Extraordinar! Noi ne gândim, vivat! Noi avem soluții originale, da, anume după inima și bravo! Bravo! Bravo!